Cine-i? Am spus. Cine-i? Cine ești tu? It's me, e Mario. Cine? My name is Dev. Eu sunt bossul aici. Really? But can you do this? Neața! Țineți voi minte din clipul construcției Man Cave-ului nou, setup-ului nou, am spăus că voi înlocui scaunul ăla alb de la Gamdias cu ceva care nu va striga toată ziua gaming, adică cu ceva care este pentru office, pentru birouri, pentru ceva diferit față de gaming. Păi, în sfârșit a venit momentul ăla. Astăzi vorbim despre NeueChair, așa se numește. E un scaun foarte premium, un scaun foarte diferit, foarte tare ca și design, foarte scump. Așa că hai să vorbim un pic despre el și să vedem dacă ar merita achiziția. Jesus! Acum să ne apucăm de montat. Avem cutiuța cu accesorii, unde avem rotițele și piston, cred că așa îi spune, pistonul hidraulic, care o să mă țină pe mine așa gras cum sunt. Astea sunt roțile. Așa. Ups. Așa că punem rotițele prima dată, le luăm și le băgăm direct, cred că. Nu cred că necesită... Da, nu necesită nimic, nici o cheie în plus sau chestii de genul ăsta. Și acum pistonul care va veni aici. Uai, este și jos. Cred că o să-mi fie perfect ăsta. Mamă, stați așa să vă arăt și vouă. Cât de frumos arată. Tot e de pânză. Deci absolut tot este de... Nu-i pânză, că e ceva tare, vă dați seama, dar... Uai, cât de confortabil va fi ăsta. Miroase a piele. Nu știu, ați mirosit vreodată papuci făcuți de piele noi? Că atunci, în momentul ăla, făcuți. Coseam când eram mic, cu mama mea. Deci, exact mirosul ăla l-are. Și acum să dăm ăsta jos. Du-te, bă, fratele meu, cum arată, oh my god. Asta pentru spate aici, pentru coloană. Mi-e și frică să mă pun în el. Oh my god. În momentul în care te lași și te pui în el, îți împinge automat spătarul după spate, după coloana ta. Se mulează așa frumos după coloană, vai cât e de confortabil. Deci nu am cuvinte să vă explic. E a doua zi, bineînțeles, așa că m-am familiarizat un pic cu el pentru că prima zi mi-a fost un pic, nu pot zic ciudat, mi-a fost un pic cam greu să explic pentru că nu știam ce face, ce... Toate, deci, o să vă arăt imediat, toate chestiile se mișcă în el, toate sunt ajustabile. În primul și în primul rând mă gândesc că vreți să știți cum se simte în momentul când stai în el. Puuu... E un pic mai diferit față de celelalte, față de scaunele tradiționale de gaming, de racing, să zic așa, pentru că, după cum am explicat, cred că și mai devreme, în momentul în care te pui pe el, spătarul se lasă și se mulează, se întoarce după cum e coloana ta vertebrală. Și în momentul ăla vă dați seama că e un pic presiune când stai pe scaun, pentru că chestia asta de aici din spate, asta împinge în spatele tău. Este ajustabilă, se poate ridica în sus, se poate lăsa în jos, asta este prima chestie care se poate ajusta. Pe urmă, Bineînțeles, handresturile amândouă, dacă vrei să le ridici 1, 2, 3, 1, 2, 3 și rămân așa sus. Dacă vrei să le lași înapoi jos, ridici până sus de tot și pe urmă le lași jos. Astea sunt handresturile. Dacă vrei ca partea pe care stai cu fundul să meargă în față în spate, efectiv ai butonul ăsta de aici, ai apăsat pe el și cred că trebuie să mă dau jos că sunt cam greu. Și în momentul ăsta, da, în momentul ăsta, după cum vedeți, se trage tot și se împinge înapoi. Are un elastic, deci în momentul când îl tragi și îl împingi înapoi merge foarte ușor. Ajustarea înălțimii scaunului este superbă. Se face de aici. În momentul când stai jos, efectiv ai apăsat aici și te-ai lăsat, acum e lăsat jos la maxim. De exemplu, dacă stai sus, apeși doar de aici frumos și te duci în jos cât vrei tu. Dacă vrei să te ridici, trebuie să te ridici un pic în sus pentru că, na, eu sunt greu și nu se ridică cu mine, cam majoritatea scaunilor fac aceeași chestie. În partea asta-laltă avem altă manetă la handrest aici și stăteam și mă gândeam, bă, oare ce face asta? Că apăsam pe ea și nu se întâmpla nimic, m-am uitat pe dedesubt, este practic, îți blochează poziția în care spătarul stă. De exemplu, dacă eu stau așa, mie îmi place poziția asta și mă simt eu confortabil, ai apăsat odată și gata, a rămas acolo. Și rămâne puțin de loc ca să, cum să zic, să culiseze, dar nu știu dacă am zis corect, să se lase mai mult în spate și în față, puțin atât încât să nu se simtă rigid la spate. Dar mie îmi place să meargă cum vrea ea frumos, așa, liniștită, pentru că în momentul în care te pui, de exemplu, la birou și te împingi mai sub birou, poate vrei să stai mai pe spate. Evident, nu e scaun de gaming. Este scaun de birou, scaun de lucru. Nu are spătarul foarte înalt ca să-ți lași capul în momentul în care ai căști pe urechi și, eu știu, te joci și vrei să stai cu capul pe spate. Nu dispune de chestia asta. Este creat în așa fel încât să te simți cât mai confortabil și să nu te doară spatele în momentul în care stai 8 ore la birou, cum se lucrează în birouri și, na, vă dați și voi seama. Este nevoie de confort pentru că altfel apar probleme la coloană, apar probleme la hernii de discuri și etc. câte chestii se pot întâmpla. Deci pentru toți cei care stați toată ziua la calculator, investiți într-un scaun bun. Nu neapărat ăsta, dar investiți într-un scaun bun. Dacă stați pe scaune rele, veți avea probleme cu spatele și nimeni nu vrea chestia asta. Așa că, după cum spuneam, după cum vedeți și voi, este construit pentru confort, este construit ca să-ți ajute coloana în momentul în care stai ore în șir pe el. După cum ziceam, în momentul în care te pui și te lași puțin pe spate, intră în acțiune chestia asta din spate de aici, care împinge puțin și îți ține spatele așa cum ar trebui. La început e nevoie de un pic de obișnuință, după cum spuneam, eu am avut de 3 ani, 4 ani, nici nu știu, tot cu scaune de ale de racing sunt și e o diferență mare între modul în care stai pe unul de ăla și modul în care stai pe ăsta. La început te vei simți puțin ciudat, însă după ce te obișnuiești un pic cu el, o să vezi diferența. Următoarea chestie pe care o poți ajusta este, bineînțeles, spătarul. Cât de ușor se lasă pe spate și cât de ușor sau câtă rezistență o pune în momentul în care greutatea se lasă pe el. Pentru că, na, vă dați seama, poate eu am 70 de kg, aș vrea eu, poate tu ai 50, poate ăla are 90, iar atunci intervine maneta asta de aici care se trage puțin afară și învârți de ea în față. Este mai tare, învârți de ea invers și poți să învârți liniștit de ea pentru că plaja de ajustare este foarte mare, în momentul ăla se va lăsa mai ușor în spate. Altă chestie pe care poți să o modifici la scaun este cât de aproape sau de departe să-ți stea partea de jos de spate. Ai aici două butoane, unul în stânga, unul în dreapta și se împinge spătarul sau se trage puțin în față. Deci este foarte, foarte modular, după cum vedeți. O grămadă de chestii se pot ajusta, ceea ce fac scaunul ăsta să fie foarte, foarte bun. Acum poate toată lumea o să vină, adică nu poate, cu siguranță lumea o să zică, bă, dar e prea scump. Da, scaunul este vreo 550 de euro, ceva de genul. Însă, în momentul în care stai foarte mult la birou, după cum am spus, e nevoie de un scaun cât mai confortabil. E nevoie de ăsta, nu neapărat, dar e nevoie de un scaun confortabil. Eu cum l-am văzut pe ăsta, l-am și luat, pentru că în primul rând m-a atras designul și, după cum ziceam la începutul clipului și în clipul cu construirea setup-ului, am nevoie de un scaun care să nu-mi strige gaming. Vreau ceva separat, ceva diferit. Așa că ăsta s-a încadrat perfect în setup-ul meu. Am fost și eu curios să văd ce poate să facă un scaun de 500 de euro, frate, 550 de euro, care este o sumă mare pentru un scaun și când mi-a venit am fost un pic cam sceptic, m-am pus în el, am zis, bă, e un pic, parcă nu mi se pare foarte, foarte, ce să zic, foarte extrem, foarte wow. Însă după vreo 10 ore de stat în el și, adică după un clip editat în scaunul ăsta, să zic, m-am obișnuit foarte bine cu el și mi se pare mult mai confortabil decât celălalt. În momentul în care mă pun pe celălalt, zici că stau pe ceva drept, doar că e moale. Picioarele și brațele din spate sunt construite din aluminiu polișat, este foarte durabil, arată foarte, foarte bine, rămân ceva amprente pe el, însă cu orice cârpă dai, imediat se duc. Roțile sunt din ceva material foarte durabil, nu e metal, e ceva plastic, dar este foarte durabil și fiind mai mari, alunecă mult mai ușor pe covorul ăsta nașpa de la mine din cameră pe care nu pot să-l scot încă de aici. Iar backrestul și S-restul, partea practic pe care stai tu, este construită din ceva material, nu știu dacă nu sunt ceva fibre din carbon, pentru că pare a plastic cumva, dar și a pânză, nu știu cum să explic și nu am găsit detalii unde să scrie din ce este făcut, însă este un material elastic și rigid în același timp. Deci nu are rost să discut pe partea asta, vă dați și voi seama, construcția scaunului este foarte, foarte premium. Două lucruri am găsit care mă nemulțumesc un pic. Părerea mea este, și ăsta vine ca un feedback pentru companie, ar putea fi făcute altfel. De exemplu, scaunul din moment ce nu are headrest, poate vrei la un moment dat, după câteva ore de lucru, să-ți relaxezi un pic gâtul lăsându-l pe spate. Păi în momentul ăla ești întâmpinat de plasticul ăla foarte tare de deasupra spătarului, peste care ar putea pune ceva material să fie puțin mai moale. Iar cea de-a doua chestie este legată de partea care împinge în coloana ta vertebrală ca să-ți ajusteze poziția. Sunt conștient că NeueChair a împins înspre poziția perfectă de a sta pe un scaun, după cum vedem în imaginea pe care am pus-o eu în momentul ăsta. Deci cea din dreapta este poziția corectă, nici de cum cea din stânga, însă mi-ar fi plăcut ca și partea asta să fie ajustabilă puțin în față și în spate. Spătarul întreg este ajustabil în față și în spate, însă oricum vei ajusta tu spătarul, partea care împinge în spatele tău se va mișca odată cu spătarul, deci nu este independent ajustabil. Bineînțeles, ei au urmărit prin chestia asta să te facă să stai cât mai corect pe scaun. Dacă astea două chestii ar fi făcute așa, ar fi cel mai perfect scaun. Ăsta chiar a meritat un review și am să mai fac un review unui scaun, însă ăla este de gaming, dar este tot așa foarte, foarte premium și veți vedea în momentul când va fi gata și va fi pe canal. Dar pentru astăzi am terminat. Spuneți-mi și voi, lăsați-mi un comentariu ce credeți de scaunul ăsta. Dacă vă place cum arată, dacă vi l-ați achiziționat, bineînțeles mă refer în momentul în care achiziționarea lui ar fi justificată pentru tine, pentru că nu are rost dacă ești încă în liceu și stai pe banii părinților sau știu eu, abia ai reușit să-ți iei un calculator, să te gândești la scaune de 500 de euro. Vă dați seama că nici nu are rost să vorbim de chestiile astea. Însă vorbesc despre oamenii care lucrează foarte mult în birou, care lucrează foarte mult pe scaun, dacă v-ar interesa și ați fi tentați de, eu știu, o achiziție de genul ăsta. Dacă ați fi și sunteți, aveți jos în descriere linkul direct către produsul ăsta, să vedeți și voi acolo mai multe informații. Nu uitați să lăsați un like, să-mi dați un share, un subscribe dacă nu v-ați abonat încă și până în următorul clip să aveți o zi plăcută și chiar dacă nu veți lua scaunul ăsta, dacă stați mult la birou, luați-vă un scaun ca lumea. Merită!